L-am aici pe Oti, unul dintre veteranii cu care lucrez în programul meu de online coaching și vreau să vă împărtășesc din experiența lui în legătură cu colaborarea noastră. Oti, în primul rând, vreau să apreciez că iei parte la această discuție. Mare drag! Și cu ajutorul acestei discuții vreau să vedeți cum arată programul din perspectiva cuiva care îl urmează și deja are succes. Și atunci, Oti, vreau prima dată să-mi spui cum arăta rutina ta de fitness înainte să începem noi colaborarea. Ok. Practic, eu am început când am avut vârsta de 16 ani. Mă duceam la sala de forțe ca să mă antrenez cu prietenii mei. Având mai mult timp liber, îți dai seama că la 3-4 ori puteam să mă duc pe săptămână. Și în perioada de facultate, neavând timpul ăla, s-a diminuat până la una sau două dăți pe săptămână. Practic s-a redus timpul. Ok. Exact. Pe partea de nutriție nici nu pot să vorbesc că am avut ceva experiență, că nu știam nimic despre el. Și considerai că reușești să echilibrezi o alimentație haotică cu mai multă mișcare? Oarecum da. În perioada de școală, da, cu siguranță. Fiindcă am avut mai mult timp liber și efectiv arzi mai multe calorii în timp ce ești un adolescent. De acord, da, ai metabolismul ok. Și ce te-a făcut să te alături echipei mele, având în vedere că tu deja aveai o rutină de fitness? Ce diferență a făcut pentru tine? Păi eu am încercat să experimentez cu mai multe chestii. Cea mai de lungă durată și importantă pentru mine era alergarea. Dar nu mi s-a părut logic, fiindcă efortul pe care îl depuneam nu se vedea adică nu era niciun randament pe parte de corp. Așa că ar trebui să renunț la ego-ul meu și să zic, poate altcineva ar putea, care e un expert, să mă îndrumeze în drumul cel bun. Ok, dați minte că alergai destul de mult și la o perioadă te-ai și epuizat în legătură cu asta. Și da, noi bărbați cumva avem ego-ul acesta, adică cum adică să-mi spună altcineva cum să fac? Adică alfa male pot să fac mișcare. Cum ți-ai descrie experiența ta în programul meu? În vedere că noi am lucrat undeva pe la un an și fizic și lucrăm de o perioadă de peste un an online. Cred că și de 2-3 ani, liniștit. Păi, experiența a fost foarte plăcută, fiindcă prima dată când am intrat la sala de forțe cu tine, era oarecum senzația asta de frică, că poate că nu o să reușesc sau poate că nu mai știu toate mișcările, în ciuda faptului că le-am făcut de 5-6 ani. Pentru mine a fost o experiență foarte bună, fiindcă atenția pe care ai depus-o tu era foarte surprinzător pentru mine. Diferența asta că nu doar că știai ce trebuie să faci, dar cineva se uita la tine dacă faci ok. Da, absolut. Mm-hmm. Absolut. Mm-hmm. Cred că la fiecare dintre noi există problema asta, că dacă nu e cineva acolo să facă cu noi, atunci automat nu le mai facem. Intrăm în mentalitate, las că îl fac la data viitoare. Deci partea de responsabilizare a fost cea care a făcut diferența. Știai că cineva te așteaptă acolo. Mm-hmm. Și ce diferențe ai? Adică, având în vedere că tu, acum lucrăm împreună pe online, de o perioadă mai lungă și puteai oricând să mergi la o altă sală de fitness, la un alt antrenor, de ce ai ales să continui pe online și nu la sală cu altcineva? Păi, în perioada de pandemie, nu prea aveai posibilitate să te duci în sala de forțe sau oriunde altundeva, iar pe lângă asta era o relație foarte bine formată cu tine. Tu îmi știai nidurile, știai toate detaliile care ar trebui să fac, pe care le-ar trebui să fac ca să ajung la rezultatele dorite. Și pe lângă asta era un openness, adică puteam să discut aproape orice cu tine. Ok, deci te-ai ajutat și chestia asta pe partea psihică, că știai că ai pe cineva alături și dacă întâmpini, obstacole, știu cum să le rezolvăm. Mm-hmm, absolut. Mm-hmm. Și pe lângă asta, atenția și răbdarea ta era unul dintre motivele principale pentru care am rămas. Deci se înțeleg că asta ți-a plăcut cel mai mult în legătură cu colaborarea noastră. Aia și efortul în plus pe care l-ai depus. Nu era limitat pentru dățile în care ne puteam vedea online, ci puteai să organizezi și câteva evenimente în afară sau
Practic, luxul meu era că pot să-l țin oriunde. Ok, era mult mai foarte flexibil. Da. Dar sunt foarte curios, și având în vedere că noi lucrăm de o perioadă foarte lungă, tu deja știi ce și cum ar trebui să faci. De ce nu o faci singur? Exact de ce ți-am zis. Problema e că omul nu prea, în ciuda faptului că știe ce trebuie să facă, nu o să depună efortul ăla în plus dacă nu e cineva acolo care să-l susțină. Și pe lângă asta e o echipă bine formată de oameni care ne ajută dimineața, de exemplu, să ne trezim și să facem fiecare antrenament și exercițiu. Partea asta de a fi într-o echipă e foarte important pentru mine. Ok. De o comunitate care asta face, un anturaj care face mișcare, e sănătos, ok? Ce schimbări majore ai văzut în viața ta de când lucrăm noi împreună și pe partea de obiceiurile pe care le-ai adoptat și pe partea poate fizică la rezultate? Păi, prima dată consum mult mai multe legume, beau mult mai mult apă, că până atunci nu beam deloc apă suficientă. Și pe lângă asta m-a ajutat foarte mult să dezvolt o rutină de dimineață. Adică eu practic acum pot să mă trezesc dimineața la 6:30, să țin antrenamentul cu voi și după aceea să am o zi super din cauza că am multă energie. Ți-ai început ziua făcând ceva benefic pentru tine, adică ai prioritizat self-care-ul. Exact. Am înțeles. E zica la aia că într-adevăr e foarte greu să te trezești dimineață. Arată-mi o persoană care după un antrenament zice: mă, să știi că chiar regret antrenamentul ăla. Exact, de acord. Ok, bine, eu apreciez enorm că ți-ai rupt din timp să facem această conversație și mă bucur enorm că faci parte încă din echipa mea și îți doresc mult succes în continuare. Mersi frumos.